Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Eu sunt Adina, nu sunt la mare, dar mă prefac că sunt. Clipul de astăzi este despre produse de protecție solară. Unul dintre ele este pălăria pe care mi-am achiziționat-o recent. Întotdeauna este bine să începem prin a ne proteja capul și urechile. Întotdeauna să vă gândiți și la urechile voastre, mai ales dacă purtați șapcă. Soarele este prietenul nostru, nu am putea trăi fără el, planeta nu ar putea trăi fără el, dar de asemenea are niște efecte nocive, evident, expunerea la soare excesivă sau în orele de vârf nu ne va face bine, însă oricât ne-am teme de riduri, de melanoame, de efectele acestea adverse despre care spuneam, totuși trebuie să facem un compromis pentru că avem nevoie de vitamina D care poate fi sintetizată de organismul uman doar în prezența soarelui. Vitamina D este cea care ne dă senzația de fericire, așa că da, avem nevoie de soare și spuneam că trebuie să facem un compromis, ne expunem, dar ne și protejăm. Întotdeauna textila protejează cel mai bine. Ne punem o pălărie, eu o să renunț deocamdată la pălărie pentru că la mine în casă chiar nu este soare și doar demonstrativ am început acest clip. Știți că îmi place să glumesc, dacă mă urmăriți de mult timp prin vloguri, îmi place să glumesc, îmi place veselia, bucuria și mi s-a părut amuzant să încep acest clip cu pălăria pe cap, protejată, evident. Mi-am pus acest tapet în spate ca să mă simt un pic la mare, aștept să plec, dar până o să plec mă protejez de razele ultraviolete UVA și UVB și în oraș. E important să ne protejăm chiar și în casă pentru că ele pătrund prin geamuri în casă și cu atât mai mult în zilele în care avem drumuri, mai ales în orele prânzului prin oraș, este bine să folosim un filtru UV cu factor de protecție 50. Eu am făcut acest clip cu produse de protecție solară și în 2021 și îl găsiți pe canal, o să încerc să vă las link în descriere. Tot atunci am făcut și un clip despre clasificarea factorilor de protecție și nu o să insist acum ce înseamnă 10, 15, mediu, ridicat și 50 și chestii de genul ăsta. E posibil ca tot în acel clip dedicat noțiunilor de SPF să fie inclus și niște uleiuri esențiale care au factori de protecție, pentru că da, putem să ne protejăm și cu produse naturiste în cazul în care avem alergii sau diverse probleme ale pielii și am povestit atunci mai mult despre ele. Eu acum am aici multe produse din comerț, mă uit pentru că îmi lipsește unul, am pregătită vița aceasta de câteva luni și stă acolo și așteaptă și nu i-a venit timpul să o filmez. Voi începe cu autobronzantul pe care îl folosesc. Nu este un produs de protecție solară, este un produs de autobronzare, dar am vrut doar să vi-l arăt. O să vă las în descriere și link cu clipul în care v-am arătat, cred că în 2020 deja, cum îmi prepar eu o loțiune autobronzantă naturală, homemade, cu produse 100% naturale, cu ingrediente naturale. Așa că hai să trecem la produsele non 100% naturale. Nici nu știu cu ce să încep. O să încep cu ultimul produs intrat în colecția mea. Dacă îl găsesc, evident, este foarte posibil. Nu, l-am folosit de dimineață. Vă spuneam că inclusiv în casă este bine să folosim un produs de protecție solară, încep să cadă pentru că le-am pus frumos pe tăviță și acum le împrăștii. Inclusiv în casă, iar eu astăzi am ales să folosesc pe sub machiaj, pentru că sunt și machiată, acest produs cu SPF 50 de la Hada Labo. Este, spuneam, ultimul intrat în colecția mea, l-am cumpărat în cutia Boost Box al lunii mai. Multe dintre voi m-ați întrebat atunci cum este. E wow! Vi-l recomand cu toată căldura și cu toată încrederea. Japanese Sun Protection Tokyo Light Hydration Sun Face Cream. Sincer, eu aceasta e water resistant. N-am testat-o sincer la piscină pentru că nici n-am fost. O să mă duc mai târziu, deschid fereastra și sar în apă. Are o textură foarte lejeră, fluidă, este spre loțiune, se absorbe imediat.
Și da, eu o folosesc ca și cremă de față dimineața sau în prima parte a zilei, pe sub machiaj, nu încarcă tenul, nu lasă gras. Îmi place maxim, maxim, maxim și cu siguranță pe aceasta o să o recumpăr și în viitor. Dacă tot am început cu produsele pentru față, o să continui cu acestea. Și am două, CC Cream acesta și ăsta l-aș include tot ca și CC Cream, deși nu este. Acesta este de la Gerovital, cu siguranță vi l-am prezentat și anul trecut, cel puțin în clipul de unboxing am făcut atunci o comandă Farmec, cu SPF 50, are tentă aurie, o să-l desfac, dar vă spuneam că le-am tot folosit din cutie, așa arată, ăsta a fost la Eva în ultimele zile, îi place foarte tare ei. Hai să-i facem și ei un pic, și ei un pic de swatch, am turnat mult prea mult produs, vă spuneam că are tentă aurie, de asta l-aș include, scrie aici Sun Care Face Cream Golden Tinted, nu este foarte... foarte colorat, să știți, adică, vedeți, eu nefiind foarte bronzată, el se întinde foarte bine. Chiar și pe față nu-mi lasă peliculă aurie sau închisă. Tenul meu fiind destul de deschis, ăsta chiar mi se potrivește. L-am folosit și vara trecută, mai e undeva cam pe aici din el, pe aici, așa. Deci, cu siguranță o să-l terminăm vara aceasta. Și acesta are protecție doar pentru razele UVA. Highly recommend. O să vă las link-ul în descriere. Pe acesta vă spuneam că l-am comandat de la Gerovital. Pe celălalt l-am comandat pe Boostbox, dar cutiile acelea sunt disponibile pentru perioade limitate la preț promoțional, ca să spun așa. O să-l caut pe Hada Labo, o să-l caut pe Notino sau pe Elefant, că sigur îl găsesc. Aceasta, iarăși, de pe Notino o să vă las link. O folosesc, este CC Cream-ul meu preferat de la La Roche-Posay, Rosaliac, SPF 30. Îl folosesc de 4, 5, 6 ani, nici nu știu de când, de când l-am descoperit. Nu mi-a lipsit niciodată din colecție, dar aici cu siguranță mai pot stoarce de una sau două ori. Pe ăsta vi l-am tot arătat și nu o să mai insist la el. CC Cream-ul ăsta are și un ușor factor de acoperire. Cel de la Gerovital cam nu prea acoperă, deci ăla mai mult, doar puțin colorează, dă o tentă. Ăsta are și oarece factor de acoperire în cazul în care aveți porii deschiși sau un tent problematic. Puteți să luați în calcul și aceasta, Sun Quotidien Unifiant, corecțion complet. Spune că corecțion complet nu e chiar complet, că nu e chiar, e CC Cream de fapt acolo, corecțion complet. Are oarecare factor de corecție, dar mic, mic, mic. Tot pentru față am comandat primăvara aceasta cândva, acest spray de la Avon, A New Solar Advanced, cu factor de protecție tot 50, Invisible Protective Mist, Anti-Aging with Repaired Shield Technology, 100 de ml. N-a fost scump, undeva la 20-30 de lei, mi se pare genial ăsta, îmi place mult de tot și ceea ce îmi place este că pot să-l pun în poșețică și să-mi aplic și pe mâini, că dacă ne mergem prin soare, este foarte important să ne protejăm și mâinile. Fiind foarte cald, rar purtăm. Îl vedeți cât de ușor se absorbe, deci spray-ul se absorbe imediat. Are ceva miros, dacă aveți alergii, trebuie să luați în calcul și acest lucru, dar este un miros fresh, răcoritor. Miros a mentă, dacă stau să mă gândesc, deci este clar răcoritor și da, îmi place mult de tot. Îl folosesc din ăsta. Am ajuns cam pe aici în luna iunie, în condițiile în care n-am fost la mare, n-am fost la soare, l-am folosit doar prin casă. Hai să termin cu produsele pentru față și după aceea să trecem la cele pentru corp, ca să zic așa. Vă spuneam mai devreme că îmi lipsește un produs de aici, pentru că l-am văzut în cutia de machiaje al Evei. I l-am dat eu, bineînțeles, noi folosim mai toate produsele de genul ăsta cu schimbul. Unele ne plac la amândouă, unele nu-mi plac mie sau îi plac ei mai mult decât îmi plac mie, le mai schimbăm, le mai rotim pentru că oricum avem destul de multe și așa nu ne plictisim niciuna. Aici am un primer de la Essence, este un primer cu SPF 20 și încercați să aveți și primerul sau spray-ul de fixare tot cu SPF dacă se poate. Produsul care lipsește este
Spray-ul de fixare este tot de la Essence, tot cu SPF 20. O să vă las pentru el în schimb link în descriere. Produsele Essence sunt foarte bune și sunt la un preț mega accesibil. Ăsta nu știu, ăsta l-am cumpărat anul trecut din DM, ar trebui să-l termin, că probabil 12 luni este termenul lui de valabilitate, mai am puțin. Eu am tenul gras cu tendința acneică, atunci când folosesc cremă, ca astăzi mi-am dat cu acea loțiune cremă de la Hada Labo, nu mai folosesc și primer, dar dacă mi-am dat doar cu o loțiune tonică de dimineață, voi folosi primer și un alt produs de machiaj. În cazul în care, evident, aleg să mă machiez. Și tot pentru față mai am două produse, trei, de la Garnier La Roche-Posay și Gerovital Mi Plant. Oh, credeam că este Gerovital ăsta, dar nu, nu este. Este o cremă de față cu acid hialuronic de la El Mi Plant cu SPF 20, nu mai știu unde scrie, dar știu sigur că are SPF 20, scria pe cutie. Nu știu dacă este 20 sau 15, aici scrie mic, 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 dar știu sigur că are factor de protecție. Pe asta n-am mai folosit-o prea mult de când a venit căldura. Am folosit din ea destul de mult în primăvară. Vara nu am nevoie de prea multă hidratare, că transpir destul de mult și la tenul meu gras n-am nevoie de sebum excesiv. Pe asta n-am mai folosit-o, cred că o să o duc în frigider până mai spre toamnă, dar este un produs lejer, foarte plăcut, are și efect anti-age, evident, pe care chiar vi-l recomand. I-a căzut și capacul, i-a mai căzut un produs, o să mă mai aplec de câteva ori, am revenit aici cu voi la mare. Spuneam că mai am două produse pentru față, aceasta este o cremă de la Garnier, Anti-Age Super UV, tot cu factor de protecție 50, este o cremă de față, arată așa și spune că reduce vizibil ridurile, aici scrie Visible Reduces Wrinkles up to 22%, 2% la nu știu de unde l-am scos, dar zic ei că reduce ridurile. Eu am folosit-o pe aceasta odată și o suspectez că mi-a provocat niște coșuri. O să-i mai dau o șansă și o să o mai folosesc o dată să văd dacă vor ieși din nou coșuri la aplicarea ei. De multe ori evit să testez produse din acestea din comerț sau noi, pentru că mi se întâmplă foarte des acest lucru. Nu are cea mai plăcută textură din punctul meu de vedere, e ușor lucioasă. O să-i mai dau o șansă dacă nu va ajunge la mama mea, pentru că ea are un ten care suportă absolut toate cremele, tot ce nu mi-a prit mie de-a lungul vieții, ei s-a potrivit, nu a avut coșuri, nu are probleme. Evident că având 74 de ani, merge pe 75, are riduri, nu avem cum să le evităm forever, la un moment dat se instalează și nu mai scăpăm de ele, așa că mă gândesc că asta îi se va potrivi foarte bine. Și vă spuneam că mai am un produs pentru față, care nu neapărat este pentru față, dar eu îl folosesc pentru față. Sunt două spray-uri din acestea. Anul trecut le aveam pe amândouă, celălalt nici nu mai știu de la ce brand este. Ăsta e de la La Roche-Posay și celălalt o să caut și vă las link în descriere. Vă spuneam că eu pe ăsta îl folosesc pentru față. Este un spray cu SPF 50, anti-brilliance, anti glance effect, deci cu efect anti-strălucire, foarte bun pentru tenurile grase în special, dar nu numai. Antelios este gama din care face parte. Ce îmi place la acest spray este faptul că se poate aplica peste machiaj. Ce ne putem dori mai mult? Are un miros care nu neapărat îmi place și n-ar fi trebuit să fac asta. Cred că la fel am făcut și anul trecut și m-am unecat un pic, dar o să-mi treacă. Am apa pe aici pe la îndemână. Stați să iau o gură că avem și apă asortată cu ananas. Îmi place maxim paharul ăsta. Gata. S-a dus și mirosul din zona. Deci ăsta este genial pentru aplicare sau reaplicare. Pentru că dacă plecăm dimineața și ne întoarcem seara, nu este cazul meu, dar dacă sunteți în această situație, ar fi bine să reaplicați protecție solară pe parcursul zilei. Și da, ăsta se pulverizează foarte ușor. Se poate pulveriza și peste machiaj sau pe mâini sau oriunde. Evident că îl puteți folosi și la plajă, dar eu îl folosesc pur și simplu peste machiaj pentru că
se aplică ușor și nu îmi îngrașă tenul absolut deloc. Acum nu știu dacă, n-am fost foarte atentă să văd dacă dispare efectul acela de strălucire. Eu am acum și blush și iluminator, de-aia îmi lucește fața așa de tare, pentru că în casă este încă bine și răcoare. Am câteva produse pentru plajă și nu le am pe toate, evident, că v-am zis, stă aici ăsta de foarte mult timp și s-a descompletat. Unul din produse este în geanta de bazin. Am o geantă specială de bazin. O să încerc să fac un clip cu ce am în geanta de bazin și ce am în geanta de sală, pentru că am două genți diferite. De obicei merg ori la bazin și saună și plajă, cel puțin acum vara, ori la saună și atât, la sală și atât. Și atunci bagajul diferă foarte tare, pentru că în bagajul de sală am Adidas și care ocupă loc mult. Dar nu o să intru acum în detalii prea multe. Scrieți-mi în comentarii dacă ați fi interesați de acest clip. Ce am în bagajul de sală sau de bazin. Am acest spray de la DM. Este cumpărat anul trecut. Mi-a plăcut mult, mult, mult de tot. Mai are doar un pic. O să-l iau data viitoare când merg la bazin și o să-l arunc. Așa că probabil nu o să-l mai vedeți în clipul de empties. Băgați bine minte la cap. A avut un preț foarte bun. Cei de la DM au și acum o gamă foarte variată de produse de protecție solară. Am filmat eu în magazinul DM când am fost data trecută, pe la sfârșitul lui mai, cred, foarte multe produse și prețurile sunt mult, destul, adică cu 20-30% sub celelalte similare. Ăsta îmi place că nu este deloc gras, deloc uleios, este transparent, spray solar transparent, nu știu ce, deci nu are ulei, nu este cremos, se absorbe imediat, se sprayează foarte ușor și ne-a plăcut la toți foarte tare. Cel care lipsește și vă spuneam că este în geanta de sală, este de la Garnier, aș zice, da, Garnier. Acesta are SPF 30, acela are SPF 20, o să vi-l las și pe el în descriere. Pe acela l-am comandat prin aprilie, martie-aprilie, de pe import direct și l-am dezboxat atunci, o să vă las clipul de atunci în descriere. Și ăsta a fost 20 ceva de lei anul trecut și are 200 de mililitri, acela tot 200 de mililitri cred că are și a costat tot undeva până în 20 de lei. Nu prea folosesc creme, având în vedere că îmi place foarte tare chestia asta, îmi plac foarte tare astea apoase, care nu îngrașă atât de tare, că nu poți să spui că nu rămâne tenul, pielea de pe corp lucioasă. Mai am un rest de la Zero Cosen. Din ăsta cred că mai e jumate și n-am mai cumpărat altul cu SPF 50. Este din acesta pentru copii. A avut, cred, un pulverizator care ori a căzut acum, ori s-a rupt. O să vedem ce e cu el. Dar am zis că nu mai cumpăr un altul de 50 pentru că ăsta expiră în luna 7 a 2022 și vreau să-l folosesc. Nu știu cum este, nu cred că l-am folosit niciodată, cred că este nou, pe ăsta l-am primit undeva. Am avut tot de la ei și cel de după soare și mai am unul. Nu. Am unul de după soare aici, dar nu este de la Zero Cosen. Ok, am mai multe de fapt. Și să trecem la uleiuri, pentru că folosesc predominant acele spray-uri apoase pe tot corpul, pentru aplicare pe tot corpul, iar când intrăm în apă ne dăm cu un SPF 50 de ăsta pe umeri și pe mâini, unde ne bate soarele mai tare. Și de obicei noi la mare când intrăm în apă ne uită Sfântul Dumnezeu acolo, dacă apa e caldă. E puțin probabil să mai ieșim până când ni se face foame. Așa că nu aplicăm prea multe straturi de protecție solară. Am trei uleiuri aici, pe categorii. Hai să încep descrescător. De la Gerovital avem acest ulei cu SPF 10. Pentru un broz uniform, ăsta nu protejează cine știe ce. Pe ăsta îl aplic sincer pe picioare. Și eu întotdeauna am grijă ca pielea să fie udă, adică îl aplic după ce ies din apă, pentru că altfel nu o să se întindă de nicio culoare
pe piele sau mă chinui de îmi sar capacele și nu-mi doresc să mă chinui, că mie mi-e drag de mine și vreau să-mi ușurez munca de a mă uleia. De la Garnier mai avem un rest din ăsta, ăla e comandat anul ăsta, l-a avut Eva când a fost la mare, cred, și mai e destul de mult din el. De la Garnier avem și cu SPF 6, aici este factorul de protecție. După ce ne mai colorăm un pic, scădem factorul de protecție. Cred că am avut unul și cu factor de protecție 15, dar ori e într-o geantă, ori s-a terminat. Și avem unul cu factor de protecție minim, aș zice eu. Eu o să-i adaug niște ulei esențial de eucalipt. Evit să adaug foarte multe uleiuri esențiale sau produse parfumante în cosmeticele de vară, cel puțin cele pe care le aplicăm pe piele când stăm afară, pentru că parfumurile acestea tind să atragă insectele și să am alergie la mușcătura de viespe, așa că mă feresc cât pot de produse de protecție solară cu miros. Dar ăsta o să-i pun niște ulei de eucalipt esențial ca să-i dau și lui un factor de protecție. Eu aș zice că ăsta, așa cum este, va avea un factor de protecție 5. Ar fi trebuit să-mi fac un ulei de morcov cu susan și poate o să-mi fac, că mai am timp până plec la mare. Susanul are această caracteristică de a proteja de razele solare. Morcovul, de asemenea, morcovul are și caroten. Și uite că mi-am cumpărat niște vitamine cu caroten pe care nu le-am pus în această cutie, deși poate ar fi trebuit, nu sunt de protecție solară, dar ajută la bronzare. Acele vitamine le-am cumpărat de la DM și le găsiți în clipul cu... într-un vlog, că n-am făcut mari cumpărături, într-un vlog am avut o bucățică cu mini haul DM, printre care și vitaminele cu beta-caroten pe care le iau deja de o săptămână cam și o să le iau până merg la mare. Vreau să am o culoare morcovicioasă. Nu-mi place bronzul acela închis la culoare rece. Îmi place bronzul roșcățiu, adică dacă ar fi să aleg dintre nuanța aceasta, maroul acesta rece și genul acesta mai cald, îmi plac întotdeauna tonurile calde. Dar da, astea sunt niște trucuri de-ale mele. O să revin. În cazul în care reușesc să-mi fac ulei de morcov, o să vă anunț și pe voi. L-am făcut în anii trecuți, am chiar rețeta postată pe canal, ulei de măsline cu morcov adăugat. Și dacă lăsăm și l-am macerat cu niște susan, atunci o să obținem un factor de protecție de 15-20, aș estima eu. Mai am un produs pentru mâini. Am o cremă de mâini pe care o folosesc de 2 ani deja, de la Ducre. Este un brand care îmi place mult, l-am descoperit în Grecia prin 2005, aș zice. Nu era la noi pe vremea aceea. Îmi place crema aceasta, are un factor de protecție 50. Și da, este un pic cam grasă, dar se absorbe foarte ușor. Gramajul este de 50 de mililitri, mai am una. Ăsta l-am tot găsit la BBT în varianta combo, 2 la preț de 1 și vi-l recomand pentru mâini. Eu am reușit să mi le pătez destul de tare mergând pe bicicletă și pe trotinetă fără să le protejez, din păcate, dar măcar să nu se înrăutățească toată coloratura aceasta, să nu fac mai multe pete decât am deja sau să încetinesc acest proces. Și am ajuns la produsele după soare, pentru că, da, trebuie să folosim și noi acestea sau e ideal să le folosim și pe ele. Și am unul de la Nivea, unul de la Gero Vital Sun și altul tot de la Gero Vital Sun. Hai să încep cu acesta. Pe ăsta l-am primit. Cei de la Gero Vital au de câțiva ani încoace și v-am mai spus eu prin diverse clipuri, au un program prin care dacă te duci cu 4 ambalaje goale, primești un produs nou. Și eu întotdeauna strâng ambalajele goale și mă duc și primesc produsul, nu ți-l alegi, primești ceea ce este la ofertă. Ăsta l-am primit la sfârșitul verii trecute, deja eram destul de bronzați și nu l-a mai folosit nimeni. Loțiune, spray 3-in-1, after sun, spray lotion, nu știu ce, liniștește, răcorește și revigorează. Cred că l-am folosit odată, este răcoritor și mentolat. Și ce îmi place este că are pulverizator, este tot apos și nu rămâne pielea deloc lipicioasă.
Dacă ar fi să le iau în ordinea preferințelor pe acestea două, să încep cu Nivea, este dintre cele două preferatul meu. Este o loțiune ceva în Sofortage Lindergung, Schuldigung. 200 de mililitri are și este răcoritoare, miroase plăcut, se absorbe imediat. Era, știu că, ușor verzulie, așa. Hai să punem un pic aici de produs. Ia să vedem. Vedeți? Și ușor sclipicioasă, ceea ce pe un ten bronzat arată bine, așa. Mai ales dacă după plajă și un duș ieșim seara la plimbare. Deci, da, ăsta îmi place, se absorbe imediat, miroș... Cred că miroase lavandă sau cel puțin așa e senzația mea. Și din acesta mai avem foarte puțin, cred că o să-l folosesc după următoarea vizită la plajă. Ăsta este tot apos, lichidul acela din sticluță cu pulverizator, se pulverizează așa și zic ei că ar calma arsurile solare. Eu arsurile solare, sincer, le calmez cel mai bine cu două produse pe care nu le am aici, pentru că tocmai m-am gândit. Ulei de tamanu este un ulei miraculos, tratează aproape orice fel de rană. Îl folosesc l-am descoperit în 2014 când am avut o arsură nasoală și a trebuit să o tratez cum am putut mai bine. Și după uleiul de tamanu, după ce se absorbe acesta, îmi dau cu gelul acela cu aloe vera de la Holika Holika. Trebuie să-l caut pe undeva că mai am din el de vara trecută, nu l-am folosit iarna, dar acum că a venit vara este cel mai potrivit pentru aplicarea pe corp, pentru că este foarte lejer, are o textură foarte ușoară și, sincer, chiar calmează cu adevărat. E gluma aia cu aloe vera, nu face nimic, nici nu te ajută, nici nu te încurcă, dar mie mi se pare că gelul acela de la Holika Holika chiar este bun pentru arsurile solare. Mie mi-a calmat, nu am avut arsuri grave, dar n-ai cum să nu te mai înroșești sau ți se mai usucă pielea. Mie mi-a făcut tare, tare bine și l-am găsit și într-o variantă mai ieftinucă, pentru că acela nu este tocmai ieftin. De la Eveline Cosmetic am găsit un gel cu aloe vera care îl copiază aproape în totalitate și acela foarte răcoritor, foarte lejer și m-a ajutat foarte tare. O să vă las, evident, și pentru ele link în cutia cu descrieri și o să închei aici pentru că am vorbit o grămadă și mi s-a uscat gura de tot, de tot, de tot. Mă duc la bazin acum, o să stau și la plajă și nu știu ce-i mai face astăzi. Scrieți-mi voi în comentarii dacă sunteți bronzați, sunteți autobronzați, vă protejați de soare. Eu sper că da și dacă n-ați făcut-o până acum, sper că găsiți pe aici niște produse care să vă inspire și musai să vă protejați, pentru că trebuie să ne păstrăm pielea sănătoasă pentru cât mai mult timp. Ea oricum se degradează din cauza vârstei, dar haideți să o ajutăm să se degradeze mai încet. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut clipul, dați-mi un like. Vă pup, vă îmbrăzișez și să ne vedem la mare! Pa!